Mânești. Un tânăr de 23 de ani din Hunedoara revoluționează lumea telefoanelor mobile. Răzvan Marcu a reușit în 4 ani să transforme husa telefonului mobil în încărcător. Mai exact, husa inventată de el încarcă bateria telefonului prin transformarea luminii, temperaturii și a mișcării în energie electrică. Iar invenția prezentată în cadrul Euroinvent a reușit să obțină premiul de excelență în valoare de 10.000 de lei oferit de Fundația Dan Voiculescu prin programul Senatul Științific. Ne face mare plăcere să vi-l prezentăm pe cel care ne dorim să continue și să colaborăm în continuare, pe domnul Mărcuș Răzvan. So the grand prize, 10.000 lei, goes for Mr. Marcus Răzvan for its outstanding invention. Răzvan Mărcuș și-a descoperit pasiunea pentru tehnologie și inovație de la vârsta de 7 ani. De atunci a muncit în fiecare zi pentru a-și împlini visul. Acum se poate lăuda cu un produs revoluționar în industria telefoanelor mobile, încărcătorul care nu folosește energie electrică. Am lucrat aproape 4 ani de zilele. N-am avut parte de finanțare. Captează tot ce există în mediul înconjurător. Când ne deplasăm, mișcarea o transformăm în energie electrică. Temperatura din mediul înconjurător, din palmă, când se încălzește panoul solar, tot acesta convertim în energie electrică. Talentul tânărului și munca depusă au fost răsplătite în cadrul celui mai mare salon de inventică din Europa de Est, Euroinvent, la care a ajuns cu sprijinul asociației Corneliu Group. Proiectul lui a câștigat premiul de excelență oferit de Fundația Dan Voiculescu. Invenția lui este foarte bună, în sensul că se pliază foarte bine pe necesitățile actuale. Ar fi un adevărat succes dacă l-am vedea implementat în piață cât mai curând. Răzvan a câștigat premiul cel mare la Euroinvent și ne-am bucurat să-l cunoaștem pentru că ne-a convins că merită pe deplin premiul de 10.000 de lei oferit de Fundația Dan Voiculescu prin Senatul Științific. Răzvan Mărcuș vrea să investească banii câștigați în invenția sa, pe care speră să o scoată pe piață cât mai repede.